avem în față alegeri și mai importante. Având un președinte, având o majoritate parlamentară, mai avem nevoie de ceva și mai important. Avem nevoie de primari și consilieri europeni, pro-europeni, dar mai exact de care? PAS! Primari și consilieri PAS! Pentru că aici s-a adunat tot caracterul și toată forța și curajul Republicii Moldova. Și asta nu-ți vorbi goale. Eu țin minte, mă uit la seniorii noștri, 2015, 2016, cine puțini erau din cei care credeau, dar noi cu ei, cu dumneavoastră, am străbătut toată țara și am adus speranța oamenilor din Republica Moldova. Am răsplătit toată speranța celor din diasporă. Și acum, dragii mei, mai avem de dat o bătălie. Până la victoria finală mai este. Și eu vă spun sincer și trebuie să fiți mândri de lucrul ăsta, că doar echipa PAS este echipa Europa care poate da primari adevărați pro-europeni. Moldova europeană înseamnă sate și orașe europene. Înseamnă sate cu grădinițe, cu școli, cu spitale europene. Înseamnă sate cu drumuri europene. Înseamnă sate cu infrastructură europeană. Și asta vom construi noi. Asta va construi echipa Europa, satul european, o inițiativă a președintei Sandu. Deja am finanțat peste 490 de proiecte în localități prin programul Satul European. Prin Satul European Express am realizat și realizăm peste 400 de proiecte. Apă, canalizare, iluminare, grădinițe, școli, instituții medicale. Asta construiește echipa Europa. Cu ajutorul partenerilor noștri exteriori, noi vom putea să creștem efortul și investițiile în satele noastre, în orașele noastre. Iar pentru asta avem nevoie de primari europeni. Alege PAS, echipa Europa. Votează PAS în toate buletinele.